Știm că la primăria Techirghiol sunt și alți contracandidați. Da, avem AUR, avem PUSL. Vreau să discutăm puțin și despre dânșii. Domnul Adrian Stanăț, că ei sunt doar pe hârtie și doar atât. Dar totuși ei sunt contracandidați care trebuie să luați în seamă. Bineînțeles. E normal și firesc și, până la urmă, fac acum o mică paralelă prin faptul că eu am fost sportiv de performanță. Într-o competiție nu poți să fii singur. Sigur. Logică, trebuie să fie în competiție. Altfel nu ar fi competiție. Deci există spiritul de echipă. Și competiția cu competitori. Corect. Bun. Altfel n-ar mai fi competiție. Altfel n-ar mai fi competiția. Ar fi exact cum spune dictatorii, că da. Tot folosește cuvântul dictator și de foarte multe ori când apare în fața presei. Da, într-adevăr, avem contracandidați de la AUR. Da, aici vorbim despre Florin Constantin. Despre domnul Florin Constantin. Avem de la PUSL doamna Adriana Șlincu. Avem de la PMP doamna Semat Fenin. Și subsemnatul din partea PNL. Suntem 5 candidați pentru funcția de primar. Din punctul meu de vedere, fiecare se bazează pe o platformă electorală, mai puțin candidatul PSD, care are vrea să aducă democrația în orașul Techirghiol. Exceptând să... PSD, da. Ceilalți sunt convins că vor... Că de astăzi începe campania electorală. Așa vor să vină cu platforma electorală. Cetățenii vor face diferența între ceea ce prezint eu și ceea ce prezintă dânșii. Le urăm succes tuturor. Faptul că o mare parte dintre dânșii vor ajunge bun. Unul singur va câștiga funcția de primar. În schimb, toți ceilalți vor fi membri în Consiliul Local, ceea ce sunt și în acest moment. Mai puțin Florin Constantin. Eu zic că după aceea ne punem toți la masă și pentru interesul orașului lucrurile vor merge mai departe.